Doar doi candidați din 32 de înscriși au fost admiși la examenul de primire pentru profesia de avocat stagiar în Baroul Alba, potrivit unbr.ro. Rezultatele înainte de contestație au fost publicate luni 21 septembrie. Examenul a fost susținut în 14 septembrie și a constat în verificarea cunoștințelor juridice printr-un test grilă de 100 de întrebări format din 5 materii. Disciplina care a pus în dificultate pe cei mai mulți dintre candidați a fost drept procesual civil. Candidații respinși la examenul din data de 14 septembrie vor putea formula contestații la punctaj până cel târziu marți 22 septembrie 2015, ora 10.